Profesorii care dau meditații și au venituri din această activitate vor fi obligați să plătească taxe către stat. În ultimii ani, țara noastră se confruntă din ce în ce mai mult cu persoane care pregătesc elevii pentru examenele importante din viața lor. Banii pe ședință le rămân în totalitate, dar indicat ar fi ca aceștia să plătească o parte din suma primită către stat. Agenția Națională de Administrare Fiscală are trei proiecte pilot în acest an privind stimularea conformării voluntare dedicat persoanelor fizice care se vor concentra pe educarea și informarea contribuabililor despre obligațiile fiscale. Obiectivele sunt creșterea gradului de informare și stimularea conformării fiscale voluntare a contribuabililor persoane fizice pentru următoarele categorii: cadre didactice și alte persoane ce pot obține venituri din meditații, persoane care obțin venituri din cedarea folosinței bunurilor, persoane fizice care realizează venituri din prestarea unor activități de înfrumusețare și întreținere corporală. Acest proiect numit Venituri realizate de contribuabil persoane fizice din meditații activități educaționale și alte forme de învățământ. Are în vedere identificarea unor instrumente de lucru în zona conformării voluntare în cazul cadrelor didactice și a altor persoane care prestează servicii de meditații, care să aducă eficiență și rezultate satisfăcătoare, în vederea replicării pe o scară mai largă pe un termen mediu și lung.